Bună ziua și bun găsit la Market Briefing. Numele meu este Radu Puiu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, trebuie menționat faptul că prezentarea noastră este realizată într-o manieră generală, iar aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Mai mult, instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea levierului majorează aceste riscuri. În plus, performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la rezultatele viitoare. În această dimineață vedem o tendință la nivelul piețelor europene de scădere. Astfel vorbim despre faptul că acestea suferă în început de sesiune negativ, în ciuda unei reacții pozitive în urma anunțului conform căruia președintele Donald Trump a fost externat și urmează să se întoarcă la Casa Albă, unde își va continua tratamentul. Prin urmare, acest lucru ne indică faptul că starea de sănătate a președintelui american s-a îmbunătățit, iar în contextul actual se așteaptă ca acesta să își reia activitatea în următoarea perioadă. Conform comentariilor doctorilor care s-au ocupat de tratarea președintelui, situația acestuia a continuat să se îmbunătățească în ultimele 24 de ore, motiv pentru care a fost luată decizia de externare. Totuși, doctorul principal a tras atenția cu privire la faptul că situația se poate deteriora în continuare, iar din acest motiv este ținut sub urmărire și nu trebuie să tragem concluzii pripite. Totuși, toată această evoluție vedem că a determinat un val de ușurare la nivelul piețelor care au reușit să avanseze. La un moment dat, în timpul sfârșitului sesiunii de ieri, prețul vedem că se apropia foarte mult de nivelul de rezistență de la 12.889 de puncte și părea chiar dispus să ducă la o testare a acestei bariere. Totuși, până când prețul a ajuns la acest nivel, am asistat la o tendință de pierdere a încrederii și ulterior vedem chiar o ușoară încercare de corecție. La momentul actual vorbim despre o scădere de aproximativ 0,40% în cazul DAX-ului, care nu este întocmai hotărât cu privire la direcția pe care să o aibă. Mai mult, situația continuă să fie una destul de nu este întocmai cea mai roz. Dacă ținem cont de datele publicate de ieri, sentimentul investitorilor din zona euro a continuat să se deterioreze în luna octombrie, ca urmare a problemelor cu care s-au confruntat economiile europene, iar în acest sens vorbim în special despre problemele cauzate de gestionarea pandemiei. Prin urmare, investitorii ar putea să reacționeze cu întârziere și la aceste rezultate, motiv pentru care atitudinea este una destul de posomorâtă. În continuare, zona de la 12.889 continuă să rămână principalul punct de interes, în timp ce o zonă de susținere pare să fie la aproximativ 12.717, 12.720, unde se află cele două medii mobile de 50 și de 200 de perioade. Și la nivelul piețelor americane, situația este oarecum similară. Indicii, pe lângă argumentele deja discutate, indicii americani au primit un impuls suplimentar și din partea datelor
bune publicate ieri. Desigur, este vorba despre raportul ISM non-manufacturier pentru luna septembrie, care vedem că a adus o creștere la 57,8 puncte în ciuda unei unei scăderi așteptate de la 56,9 în august la 56 de puncte. Prin urmare, acest motiv a determinat un val suplimentar de încredere la nivelul investitorilor, care vedem că au reușit să împingă piața la niveluri mai ridicate. În acest context, în timpul sesiunii de ieri, S&P a reușit să avanseze cu aproximativ 1,8% și a înregistrat cea mai bună performanță de pe 9 septembrie. Prin urmare, vorbim despre o recuperare semnificativă în contextul în care situația în SUA s-a dovedit a fi mai bună decât se aștepta inițial. În acest context, zona de la 3362 vedem că a fost depășită destul de ușor, la fel și zona de la 3387, chiar dacă aceasta a pus ceva probleme, vedem o serie de lumânări ezitante, am putea spune, dar nivelul de la 3397 s-a dovedit a fi principalul punct de rezistență și vedem că acesta nici până în momentul de față nu a putut fi depășit. Dar mai mult pare să fi determinat chiar un ușor ricoșeu descendent, următorul nivel de urmărit fiind 3387 cu aproximație. În situația actuală, evoluția poate fi de înțeles, având în vedere creșterea puternică de ieri. Investitorii par să fi luat o perioadă de pauză, o perioadă de așteptare pentru a vedea cum evoluează situația. În continuare, perspectivele nu sunt cele mai optimiste, iar în acest sens investitorii necesită noi informații, noi motive de bucurie pentru a impulsiona piața. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, s-a întâlnit cu secretarul Trezoreriei, Steven Manchin, în timpul zilei de ieri. De fapt, a avut loc o convorbire telefonică între cei doi de aproximativ o oră cu privire la acel pachet de stimulente din SUA, care continuă să fie dezbătut foarte aprig. Totuși, cei doi nu au reușit să ajungă la un acord, motiv pentru care vedem această ezitare din partea investitorilor. Un aspect pozitiv este faptul că reprezentantul Camerei, purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentanților, a declarat faptul că cei doi au în plan să discute și astăzi și să rea negocierile, tocmai în încercarea de a atinge un punct comun. Prin urmare, ne putem aștepta la noi informații referitoare la acest subiect, care rămâne să fie unul dintre principalele puncte de interes pentru investitori, întrucât ar putea să determine un nou val de încredere, un nou val ascendent pe piețele de capital, în cazul în care vom asista la un nou pachet de stimulente. În contextul actual, zona de la 3397 rămâne în continuare principalul punct de depășit și în cazul în care această barieră va cădea, drumul pare a fi deschis către zona maximelor locale atinse în luna septembrie la aproximativ 3424-25. Ulterior, în cazul în care vom asista la o extindere a acestei secvențe descendente, spargerea acestui nivel de la 3387 ar putea să ducă la un val de încredere pentru vânzători, care să încerce
să pună presiune asupra prețului către zona 3362 de puncte. Rămâne de văzut cum va evolua situația legată de starea de sănătate a președintelui Trump, dar pe de altă parte și situația legată de negocierile privind pachetul de stimulente.